Am tot ce-mi trebuie. Îmi pot permite să le întrețin pe mama și pe bunica în țară. Am aici tot ce nu am avut înainte. Poate când voi ieși la pensie, peste 30 de ani, dacă România mai evoluează, deși mă doare să spun acest lucru, în România nu văd niciun viitor. Tocmai am citit comentariul lui Alin Daniel, plecat în Belgia de 17 ani și stabilit acolo. Asta este piesa voastră, a celor plecați. Am muncit până târziu să scot bani și din pustie. Am muncit până n-amurg, ars de soare, dus de vânt. Am muncit ca un nebun să-l am pe masă ce să pun. Am muncit și zi și noapte să plătesc acasă rate. Dau cu munca până dimineața, Doamne, trec anii și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, român în străinătate. Dau cu munca până dimineața, Doamne, trec anii și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, român în străinătate. Am muncit și ne-ntors și cu rana până la os. Am muncit de la crim stors ca să mă ridic de jos. Am muncit și pe doi lei să trec peste anii grei. Am muncit 7 din 7, român în străinătate. Dau cu munca până dimineața, Doamne, trec anii și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, român în străinătate. Dau cu munca până dimineața, Doamne, trec anii și viața. Dau cu lacrimi peste suflet, frate, român în străinătate. Aș lua, frate, primul zbor să mă întorc unde mi-e dor. Aș lua, frate, primul zbor să mă întorc unde mi-e dor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei plecați. Mulțumesc că mi-ascultați muzica și tot ce fac e pentru voi. Că eu am de toate acum. Sper că și voi acolo unde sunteți, pentru asta munciți. Mi-am ajutat familia pentru că am crescut fără tată, fără frații mei când au crescut mai mari, nu i-am avut lângă mine. Și de asta i-am ajutat pe toți ca să pot să i-am lângă mine, să nu se mai ducă în străinătate. Și dacă puteți, cineva din familia voastră are puterea să ajute familia, ajutați-vă între voi. Eu știu încă. Mulți m-au judecat cam... Am plâns la clipul ăsta, dar nu pozitează.